Salutare, prieteni! În ziua 3 am un nou studiu de caz și azi în scenă este LashBou. Un proiect din Statele Unite. Azi am avut prima ședință, startăm un program de 12 luni de zile, de aceea am decis să vă povestesc despre studiul ăsta, chiar dacă încă nu sunt rezultate, care sunt etapele care le-am văzut noi necesare. Deci proiectul ăsta este despre servicii profesioniste pentru experții care prestează serviciul de lashes, da? Asta sunt sprâncene, gene. Există școală care instruiește specialiști și există salon. Respectiv, provocarea cea mai mare acum este că totul este într-o formă așa mai haotică, chiar dacă sunt vânzări pe toate direcțiile, trebuie de stabilizat și de mărit rotațiile. De aceea, eu recomand în așa situație să fie create ecosisteme pe toate direcțiile. Da, asta îți creează mai mult logistic sau mai mult, să spun așa, de lucru, că o să trebuiască posteri și acolo, și acolo, și acolo. Dar pentru școală și pentru salon, clienții sunt diferiți. Nu clienții de la școală poate să vină la salon și poate cineva care vine la salon poate să devină client la școală, dar pe general, pe pagină, dacă mergi comunicarea și tu postezi, pe data de 16 începem un nou curs. Clienții se uită și nu înțeleg ce se întâmplă. Produsele sau serviciile profesioniste la fel. De aceea, recomandarea vine să startăm cu 3 ecosisteme diferite, pe Facebook, Instagram, TikTok, poate unele se combine, dar în mare parte vor fi diferite. Noi am început cu scopul, este primul pas pe care eu îl fac în toate mentoratele, scopul, analiza concurenței, strategie multi-channel și după care o să urmez deja pașii de implementare a acestei strategii, remote board-ul, strategie per canal și raportarea. Sunt 5, 6, 7, 8 procese care recomand să fie în toate departamentele, în toate companiile medii, mici sau mari. De aceea noi sperăm și credem că proiectul LashBou o să fie destul de frumos în câteva luni, împachetat, cu branding, o să lucrăm la logo, o să lucrăm la site, o să lucrăm la împachetare. 12 luni de mentorat ne stau în față. Peste câteva luni probabil o să le vin în rândul iarăși să povestesc ce facem cu ei, așa că o să vedeți cum au evoluat. Faceți marketing frumos, eficient, iar noi ne vedem